Bun găsit! Consiliul Județean Botoșani a devenit membru cu drepturi depline al clusterului regional inovativ de bioeconomie Suceava-Botoșani. În cadrul ședinței care a avut loc vineri 18 februarie, Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani, a ridicat problema dezvoltării unitare și integrate a județelor Suceava și Botoșani, care împreună reprezintă peste 5% din populația și teritoriul României, dar și principalul bazin de forță de muncă al țării. În sala de ședință a Consiliului Județean Suceava a avut loc vineri 18 februarie ședința Consiliului Director, prin care a fost acceptată participarea Consiliului Județean Suceava în cluster. Consiliul Județean a fost reprezentat de președintele Doina Federovici, administratorul public Cristian Nistor și directorul Direcției de Dezvoltare și Promovare Otilia Moruz. De asemenea, au fost prezenți reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est, în frunte cu directorul Vasile Sandei, dar și Valeriu Iftime, președintele Camerei de Comerț și Industrie Botoșani. Gazdele întâlnirii au fost reprezentate de Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, reprezentanții aparatului tehnic și prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Mihai Dimian. Sunt oportunități de dezvoltare pe care nu trebuie să le ratăm. Am făcut deja primii pași și cred că pentru a avea județe prospere, trebuie să creăm mediul propice pentru dezvoltarea afacerilor axate pe profilul economic al zonei. Clusterul de bioeconomie poate fi un motor al dezvoltării industriei alimentare din cele două județe și este important ca să facem toate eforturile pentru ca acesta să poată pune în practică tot mai multe proiecte, a declarat Doina Federovici. În urma discuțiilor purtate s-a ajuns la concluzia că este necesară urgentarea dezvoltării aeroportului din Salcia, în sensul de a permite efectuarea zborurilor cargo, astfel încât firmele din cele două județe să poată efectua exporturile direct de aici. Clusterul a depus în cadrul programului operațional Competitivitate 2014-2020 un proiect de construire a unui laborator de cercetare interdisciplinară pentru analiza calității, siguranței și identificarea falsificării alimentelor. Acest proiect va facilita exportul de produse alimentare de pe aeroportul Salcia. Reprezentanții autorităților județene și cei ai mediului de afaceri au mai agreat că suntem de aceeași parte a baricadei și că trebuie să ne unim eforturile pentru dezvoltarea zonei. Susținerea realizării drumului de mare viteză Botoșani-Suceava și a modernizării celorlalte căi de infrastructură care leagă cele două județe este o prioritate, atât pentru mine și domnul Gheorghe Flutur, cât și pentru firmele locale și potențialii investitori. Trebuie să conlucrăm pentru interesul comun. Dezvoltarea celor două județe a conchis Doina Federovici.